trebuie ca să avem în vedere porunca și promisiunea de a ne bucura în Dumnezeu. Trebuie ca să realizăm că, într-adevăr, bucuria creștină este un dar de la Dumnezeu, dar în același timp trebuie ca să realizăm că trebuie să luptăm pentru a avea bucurie. Nu este ceva pasiv, nu este ceva unde doar stăm și așteptăm și atât. Și în mod miraculos, deși este o minune care o lucrează Dumnezeu, ea se întâmplă fără niciun efort, fără nicio deprindere. Este o poruncă a lui Dumnezeu care trebuie împlinită să ne bucurăm în El. Este un imperativ din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a creat pentru slava Lui și împlinirea poruncii biblice de a ne bucura în El îndeplinește acest scop pentru care am fost creat. El vrea ca noi să arătăm slava Lui prin faptul că noi ne bucurăm în El, ne bucurăm prin El. John Piper zicea la un moment dat că Dumnezeu este glorificat prin noi atunci când noi suntem împliniți sau suntem fericiți în El. Dumnezeu arată glorios, arată ca ceea ce este, cel mai prețios lucru în acest univers, când eu îmi găsesc satisfacția maximă în El. Degeaba spun despre Dumnezeu că eu îl iubesc cel mai mult pe Dumnezeu, că Dumnezeu este cel mai glorios lucru dacă eu îmi găsesc împlinirea și fericirea în alte lucruri.